Bună și bine v-am regăsit! Am revenit cu cutia lunii februarie de la Pick & Dazzle și cu ediția specială, să zicem, pe care au avut-o la început de an, o cutie de beauty care a inclus și ceva fashion. Intru imediat în detalii. Înainte de toate vreau să vă spun că produsele sunt deja scoase, chiar consumate, pentru că am mai filmat tot acest clip, dar ca în multe alte ocazii, nu mi-a plăcut fața mea, așa că nu am vrut să public clipul. Acestea fiind spuse, zic totuși să trec la treabă, să vă arăt ce am ales și de această dată în cutia mea, pentru că știți că există această posibilitate de a-ți alege singur produsele. Și știu că am zis că o să las la un moment dat, într-o lună, să-mi aleagă ei pentru a vedea ce aș putea primi, dar nu m-am îndurat nici luna aceasta pentru că mi-au atras atenția niște branduri, vă povestesc imediat. Până atunci însă vreau să vă spun că mi-am propus să fac următorul lucru. Așa cum v-am spus, abonamentul meu la Pick & Dazzle este pe 6 luni. Asta înseamnă că ultima cutie o voi primi în iunie. Mi se pare atât de departe iunie în acest moment, dar sunt convinsă că vom ajunge atât de repede acolo. Trec la cutie și la ceea ce am să vă spun legat de această cutie. Am spus că am un abonament pe 6 luni. Asta înseamnă că în iunie voi primi ultima cutie și înseamnă în același timp că mi-am propus ca pentru acea lună să-mi aleg singură produsele, asta știu de pe acum cu siguranță, pentru că vreau să aleg în ea acele produse care v-au atras vouă de-a lungul acestor luni cel mai mult atenția. Prin urmare, voi citi, ca de obicei, dar voi și nota, poate, produsele despre care voi veți menționa cel mai des în comentarii, care îmi veți spune că vi se pare interesante, utile și așa mai departe, astfel încât cele mai comentate, să zicem, vor fi incluse în cutia lunii iunie, iar acea cutie va ajunge la una dintre voi, evident. Dacă mă urmăriți pe Instagram, știți că am avut un concurs acolo cu cei de la Pick & Dazzle, în care am oferit de premiu o cutie, această cutie de Fashion Edit. Așa că o să vă arăt imediat ce conținea acea cutie, o cutie în ediție limitată. Nu cred că mai este disponibilă în acest moment pe site-ul celor de la Pick & Dazzle. Dar știu, în schimb, că ei au periodic tot felul de cutii în ediție limitată. De exemplu, în acest moment, cred că au din nou în stoc acea cutie Gala Edit cu multe produse de la eCooking, în cazul în care și voi sunteți fani. Și apropo de această cutie, o să răspund la o întrebare pe care am primit-o destul de des. Dacă eu consider că merită un astfel de abonament, să investești într-un astfel de abonament, merită dacă ai, așa cum aveam eu, o mare bucurie în ceea ce înseamnă e-cooking și îmi doream să-l încerc, să-l descoper, merită, pentru că ai ocazia să-ți cumperi aceste produse la un preț mult mai bun decât dacă le-ai lua separat. Pentru că, pe de altă parte, la Pick & Dazzle nu poți să cumperi produsele separat și o să vă explic de ce fac și această mențiune. Am mai purtat rujul pe care îl port și acum pe buze într-un clip și am primit destul de des întrebarea ce ruj e ăsta. Este un ruj pe care l-am primit în cutia The Fashion Edit, dar pe care nu-l puteți cumpăra separat de pe site-ul celor de la Pick & Dazzle, ci doar prin intermediul acestor abonamente. Deja am obosit și practic nu v-am arătat nimic, așa că zic să trec la treabă. Și o să vă spun așa, păi în primul rând mi-am pus toate produsele în acest săculeț simpatic pe care l-am avut în cutia lunii februarie, pentru că eu mi l-am ales, pentru că mi s-a părut foarte interesant și o să vi-l prezint un pic mai în detaliu după ce scop produsele din el, pentru că este chiar interesant și eu cred că mi-l voi mai include într-una dintre luni, pentru că este un produs foarte fain, care mie îmi place și mi se pare chiar foarte util. Primul produs pe care l-am în această cutie este acest set cu mini produse de la eCooking și, fără să exagerez, cred că în fiecare lună de abonament îmi voi alege cel puțin un produs eCooking, pentru că este, v-am spus, brandul pentru care m-am îndreptat către Pick & Dazzle. De data aceasta mi-am luat din nou acest set cu aceste produse pe care le-am mai primit și în cutia Gala Edit, pentru că îmi place foarte mult masca aceasta Peeling Mask. Efectul ei mi se pare destul de asemănător cu cel al peelingului de la The Ordinary, de altfel tot pe bază de acizi exfolianți este, așa că cumva cred că este normal să se întâmple asta. Însă important este că formula este una ok, nu are iritanți și asta mi se pare important în cazul unui peeling de acest tip, pentru că deja el este ușor agresiv, să zicem, cu tenul și atunci dacă ar mai conține și iritanți, s-ar putea să apară o problemă. Dar formula este ok, am verificat-o pe acele site-uri cu verificare de ingrediente, dar uite, nu vine acum numele niciunei în minte, însă am două pe care le folosesc frecvent și sunt ok produsele. Iar pe lângă asta mai primești crema de noapte și crema, o mască
hidratantă. Iar masca hidratantă, să știți că este într-adevăr hidratantă, are la bază glicerină și asta o face să-ți lase pielea foarte fină și catifelată după folosirea ei. Mai departe, următorul produs pe care l-am este unul de la Avant, acest brand de asemenea foarte scump pe care ai ocazia să-l iei la un preț foarte bun pe site-ul celor de la Peak & Diesel. Este o mască de noapte, o mască cu care practic dormi și are rol de pentru luminozitatea tenului, în acest scop este ea utilizată. Produsul acesta nu mi l-am ales eu, era un produs care venea automat în abonamentul acestei luni, drept cadou de la cei de la Peak & Diesel. Un produs pe care mi l-am ales eu și care mi s-a părut foarte interesant este acest ulei de la Cocosolis, care este un shimmer oil, un ulei pentru strălucire, de altfel scrie mare pe el glow. Este foarte interesant ambalajul, mai ales că are și această inserție, să zicem, cu lemn. Uleiul este foarte, foarte sclipicios, foarte evident pe piele în momentul în care îl pui. Și dat fiind faptul că eu nu mă bronzez și că evit chiar acest lucru, m-am gândit că măcar un astfel de ulei mi-ar prinde și mie bine. E adevărat că sunt cumva destul de optimistă și deja văd luminița de la capătul tunelului sau strălucirea de pe picioarele mele din vară, deși vara nu este tocmai aici și nici nu aștept cu mare, mare bucurie, dar este un produs care mi-a apărut deseori în online. Mi-a rămas cumva în minte că într-o zi o să îl vreau și eu și am zis că acum este momentul să mi-l iau, mai ales că putem merge și pe principiu, iarna îți faci car și vara sanie. Și vă ziceam că nu m-am putut abține și că mi-am ales și în această lună produsele singure pentru că mi-a atras atenția un brand. Este vorba despre un brand corean care se numește Frudia, cred că așa se citește. Este un brand care are niște ambalaje absolut delicioase. Uitați-vă cum arată crema. Este o cremă pentru luminozitate, pentru care are la bază citrice. Dar, dacă asta vi se pare că arată bine, stați să vă arăt cum arată balsamul de buze. Am fost întreruptă un pic de un curier și nu mai știu exact unde am rămas, dar știu că mă pregătea să vă arăt acest balsam de buze, tot de la Frudia, care arată absolut demențial. Miroase foarte bine. M-a surprins plăcut pentru că mirosul este totuși unul discret, nu este așa ceva care să te lovească în față. Are o ușoară aromă de afine și de miere, pentru că despre asta ar fi vorba în ingredientele produsului. Este foarte fain, are o textură așa ușor asemănătoare, să zicem, cu vaselina, ceea ce îl face să reziste destul de bine pe buze. Iar peste produsele alese de mine am mai primit extra și aceste două mostre, tot de la Frudia, odată un toner pe bază de avocado și odată cremă pe bază de afine. Dar am mai avut un produs pe care mi l-am ales eu, însă pe care l-am și folosit între timp pentru că am crezut că am filmat clipul și practic aveam dreptul să le folosesc. Este vorba despre o mască tip turban pe care am luat-o pentru că avea recenzii foarte bune și am fost foarte curioasă, dar altfel pe mine măștile tip turban nu mă încântă foarte tare pentru că ideea aceea de a sta cu o pungă în cap, practic, care se încălzește, nu știu, pentru mine nu este o senzație plăcută, nu este genul de mască la care aș apela foarte des, doar că am fost foarte curioasă pentru că lumea se arăta în recenzii mulțumită de ea și am zis ok, vreau și o să văd cum e, chit că trebuie să suport acea pungă în cap. Așa că deja am folosit-o și pot să vă și spun o părere. Masca în sine mi se pare ok, doar că modalitatea de a o folosi, faptul că trebuie să stai, să te chinui, să o masezi, să îți ajungă produsul pe păr și să se distribuie uniform, nu m-a încântat foarte tare și din acest motiv nu aș mai vrea-o. Adică mi-ar plăcea să găsesc masca respectivă la borcan, separat, să mi-o pun în cap fără să trească să mi-o pun cu tot cu acel turban din plastic, care pentru mine și pentru piticii mei este o chestiune deranjantă. Pentru că acesta a fost conținutul cutiei aferente lunii februarie, zic să vă arăt așa pe scurt și ceea ce a conținut cutia în ediție limitată, acest The Fashion Edit, care arată cam așa și care avea la bază produse cosmetice de la Tease Cosmetics și avea și o mască de protecție de la, stați că nu mai știu cum se numea brandul, de la Nevena, nu știu dacă așa se citește, dacă nu se citește așa, corectați-mă, masca fiind aceasta. Înțeleg că masca aceasta este una foarte scumpă
și anume vreo 25 de dolari sau de euro, cred. Euro, că văd că este făcut în Uniunea Europeană și atunci bănesc că în euro era exprimat prețul, pentru că am căutat-o, evident, de curiozitate. Acum nu o să mi-o pun pentru că ar însemna să rămân fără machiaj pe nas, nu? Asta vi se întâmplă și vouă când puneți mască. Dar este bine făcută, materialul pare de calitate. E adevărat că este așa destul de prețioșică și atunci nu știu dacă merge chiar să-ți pui geaca de fâș și să-ți pui masca cu dantelă. Adică dacă voi avea vreodată o invitație mai specială care se va desfășura într-un loc mai special și unde va trebui purtată mască, voi fi pregătită. Pe lângă produsele de la Tiz Cosmetics, am primit și o apă micelară de la Professor Herb. Este o apă micelară, cumva m-am gândit eu, venită în contextul în care punându-ți machiaj trebuie să-l mai și dai jos și așa arată, așa arată cutia. În interior este și apa micelară care arată așa. Ambalajul cu siguranță este interesant, dar nu am avut încă ocazia să testez produsul ca să văd cât de eficient este. Și voi trece repede și prin produsele de machiaj pentru a le descoperi împreună. Odată am avut acest iluminator pe care în prima fază l-am crezut un iluminator lichid, doar că am senzația că nu este tocmai lichid, ci are o textură destul de interesantă. Eu aș zice o textură așa tip spumă, acel must, știți că mai găseam fonduri de ten sub forma aceasta. Ei, cam așa mi se pare și acesta. El este foarte sclipicios, cel puțin când îl pui pe mână. Recunosc că eu încă n-am îndrăznit să-l testez pe față, pentru că pentru mine textura aceasta nu este cea mai potrivită, dat fiind faptul că am un ten mixt și atunci mă îndrept de obicei către produse pudră, pe care le pot mânui mai ușor și controla mai ușor, chiar și atunci când sebumul o ia razna. Însă, din ceea ce am încercat pe mână, pare un produs interesant și, repet, foarte sclipicios și destul de evident așa în bătaia soarelui. Mai am o dată paleta de farduri. În cazul paletei de farduri a existat posibilitatea de a-ți alege singur nuanțele, pentru că erau disponibile 3. Nuanțele mele evident că sunt acestea, adică cele mai aproape de pământ, de natural. Am purtat un machiaj cu această paletă în clipul în care am purtat și acest ruj, adică în clipul cu produse terminate, în care port o roche verde, acolo am avut un machiaj realizat cu paleta. În ceea ce privește calitatea fardurilor, este, să zicem, de mijloc. Adică sunt ușor prăfoase, însă se lucrează destul de bine cu ele. Pigmentația lor, să zicem că nu este cea mai minunată de pe planetă, dar se lucrează ușor cu ele și dacă, spre exemplu, umezești pensula înainte de a folosi fardurile, mi se pare că lucrezi și mai ușor și ele devin un pic mai intense. De altfel, pe site îi recomandă, de fapt nu neapărat că recomandă, ci îți explică că poți folosi produsele sub ambele forme, adică atât cu o pensulă uscată cât și cu una umedă. Următorul produs pe care n-am reușit să-l testez încă pentru că mereu uit de el este acest balsam de buze. De asemenea, are un ambalaj foarte interesant. Probabil că ați observat că toate produsele au ambalaje interesante. Nu știu cât de pigmentat este, dar culoarea este destul de intensă pentru un balsam de buze, pentru că este așa un oranj destul de puternic și de intens. Are și oglindă. În ceea ce privește ambalajele, chiar mi se pare că fac o treabă deosebită, aș putea spune, pentru că nu este genul de ambalaje pe care să le găsim la toate produsele. Iar ultimul produs de machiaj este acest ruj pe care îl port și în acest moment pe buze și l-am pus tocmai în ideea de a-l vedea mai bine și de a înțelege exact culoarea. Produsul este nuanța Incognito, pentru că aceasta este cea pe care eu mi-am ales-o. Mai erau disponibile două nuanțe, adică roz sau roșu, însă evident că asta era mai aproape de gusturile mele, chiar dacă este un pic mai închisă decât ceea ce port eu în mod normal. Mi se pare totuși că arată bine, că se vede bine și că mi s-ar potrivi. Am așa acest tupeu să spun asta. În ceea ce înseamnă produsul în sine și felul în care el se comportă pe buze, usucă buzele, da, pentru că este un ruj mat, după cum vedeți. Așa că, cel puțin în prima fază când îl aplici, există așa un interval de vreo 10 minute în care efectiv simți cum ți se usucă buzele. Ulterior, după ce se usucă complet, nu rămâne deloc lipicios și devine mult mai confortabil decât în primele 10 minute. De rezista, rezistă bine, nu se transferă deloc câteva ore. După ceva ore începe să se ducă ușor-ușor culoarea din centrul buzelor. Nu este genul de ruj pe care să-l pot folosi zilnic pentru că ar însemna să-mi usuc foarte tare buzele, dar este genul de ruj la care aș apela atunci când aș vrea să port ceva care să dea bine, să atragă atenția, să se vadă
interesant, pentru că, într-adevăr, mie culoarea îmi place foarte mult și chiar mi se pare una deosebită. Așa cum vă spuneam, produsele acestea nu pot fi achiziționate separat de la cei de la Pick & Dazzle, adică nu vă puteți lua un ruj. Trebuie să vă faceți un abonament, ei au trei tipuri de abonament, însă aceste detalii mi se par că sunt atât de bine explicate și detaliate pe site-ul lor, încât n-ar avea sens să intru și eu foarte mult în detalii. Eventual o să vă las un link în descriere pentru a citi despre toate tipurile de abonament disponibile, pentru a vedea fiecărui tip de abonament ce branduri îi corespund și așa mai departe, înțelegeți voi de îndată ce veți intra pe site-ul lor, dacă aveți curiozitatea aceasta. Dar nu pot încheia înainte de a vă arăta un pic mai în detaliu acest săculeț pentru depozitarea produselor, care mi se pare extrem de simpatic, îmi place foarte mult și culoarea. Mai era disponibil și pe roșu, doar că nu mi-a plăcut pe roșu. Este foarte bine compartimentat, deși poate nu ați zice. Odată are atașat acest portofel care se și detașează. Apoi partea cea mai interesantă, mi se pare abia momentul în care îl întorci pe dos. Pentru că priviți cât de bine compartimentat este, adică are pe laterale tot felul de buzunărașe și de compartimente în care să îți pui produsele, pentru ca ele să stea bine drepte, să nu se verse, să nu se amestece, să nu se spargă. Și evident că în centru îți rămâne spațiu pentru a pune mărunțișurile, deși mărunțișurile cele mai mărunte merg puse în acest portofel, o să zic, nu știu dacă ăsta e numele corect. Așadar, repet, îmi place foarte mult săculețul, mi se pare foarte interesant. Îmi place că are și acest sistem de închidere, astfel încât să poți să iei produsul cu tine, produsul. Să iei săculețul plin cu produse atunci când vrei să pleci undeva. Iar în restul timpului mi se pare că arată foarte bine așa cum este și poate fi depozitat cu ușurință într-un sertar, în baie, unde vrei și unde ai loc de el. Ideea este că îmi place foarte mult și este unul dintre produsele preferate din ceea ce a avut cutia aceasta în această lună și v-am spus că intenționez să-l mai includ în cel puțin încă o lună pe viitor, pentru că îmi place mult și vreau să îl am de două ori pentru a depozita de două ori mai multe produse. Și acum chiar am ajuns la finalul clipului pentru că am terminat de arătat toate produsele pe care le-am primit de această dată. Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați urmărit și nu uitați să vă exprimați părerea voastră legată de produse în comentarii, pentru ca eu să încep să-mi conturez ideea despre conținutul cutiei din ultima lună de abonament Pick & Dazzle. Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați urmărit. Pe curând! Pa, pa!